Binecuvântat să fie Domnul! Să continuăm învățătura noastră din Sfânta Scriptură, rămânând la tematica cateheză despre căsătorie, lecția a șasea, dragostea. O natură, o decizie, o relație. Dacă în lecțiile anterioare spuneam că imoralitatea poate împiedica pe om să nu mai ajungă să cunoască ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru viața de familie, acum vreau să sesizăm ceea ce poate să conțină un fenomen natural, adevărat, al dragostei naturale, așa cum a lăsat-o Dumnezeu pentru umanitate. Dragostea este o nevoie emoțională de bază a omului. De altfel, am putea spune generalizând că orice ființă simte nevoia relaționării într-un mod plăcut cu celelalte ființe din specia respectivă, ba chiar în întreg cosmosul, în creație. Este normal ca să existe o relaționare cu o atitudine binevoitoare între ființele create. Numai că istoria păcatului a denaturat foarte mult natura dragostei. În ideea aceasta vreau să citesc de la început din 2 Timotei, capitolul 3, unde Apostolul Pavel scria în mod deosebit pentru vremea din urmă: să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori, dar de sine, iubitori, dar de bani. Și lista acestor stări de păcate cuprinde, printre altele, în versetul 3, fără dragoste firească. Și se încheie cu altă expresie, versetul 4, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu. Deci atât câteva expresii care evidențiază că iubirea a suportat anumite denaturări și, în general, în societate, ea nu mai este așa cum a lăsat-o Dumnezeu prin creație. În ideea aceasta vreau să reflectăm pentru puțin asupra unor expresii care pot să evidențieze dragostea în sensul ei primar sau în formele ei afectate. De exemplu, cineva poate spune: m-am îndrăgostit de tine. Asta este o privire egoistă. Înseamnă că am găsit ceva în tine, ceea ce mi-a plăcut și îmi convine. De asemenea, se poate spune: m-am îndrăgostit pe mine. Adică, tot gândind egoist, m-am avut în vedere pe mine ca să-mi pot împlini sentimentele și, în plan emoțional, să fiu satisfăcut. Aceste aspecte diferă de o altă posibilitate în care se poate spune: te-am îndrăgostit pe tine. Adică am reușit să mă comport în așa fel încât să te provoc să mă iubești, să te determin prin ceea ce sunt, prin ceea ce fac, să ai o atitudine de dragoste față de mine. Oricum, problema în dragoste este complexă, în sensul că, spunea Augustin, ce îți aparține mai mult decât tu însuți? Dar ce îți aparține mai puțin decât aceasta, dacă ceea ce ești tu însuți aparține altcuiva? Știți că în contextul dragostei, în planul familiei, partenerul devine stăpân pe trupul, ba chiar mai mult pe sentimentele celuilalt. Vreau să vă arăt din cartea Cântarea Cântărilor aceste trei imagini care le-am definit în expresiile de relaționare pe bază de egoism sau altruism. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 16. Preiubitul meu este al meu, o exprimare posesivă. Și apoi, eu sunt al lui.
O altă exprimare avem în capitolul 6, versul 3, unde este schimbată ordinea ofertei. Eu sunt a iubitului meu, adică mă dăruiesc. Și drept consecință, iubitul meu este al meu. Îmi revine. Însă în 7 cu 10 apare ceva mai interesant. Eu sunt a iubitului meu, m-am dăruit și el mă dorește pe mine. Eu m-am dăruit și îl voi provoca, îl voi determina ca să mă dorească, dar eu nu voi afirma neapărat că și el este al meu. Dacă vrea, va fi, eu cred că mă dorește, dar nu îl voi forța. Amintiți-vă, spuneam încă din lecția numărul 1, că familia este un legământ în dragoste care poate să supraviețuiască și dacă numai una dintre părți rămâne fidelă acestui angajament sacru. Deci neobligând partea cealaltă sau nedepinzând în oferirea dragostei de răspunsul pe care îl dă partea cealaltă. În al doilea rând, și asta spun tot de la început și este foarte important să reținem, în Scriptură este scris 1 Ioan 4 cu 16, Dumnezeu este dragoste. Iar omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că dragostea adevărată nu poate fi cunoscută fără a-L cunoaște pe Dumnezeu, fără a avea o relație cu El. Este logic. Dacă Dumnezeu este dragoste, cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu poate să ia cunoștință, nu poate să intre în contact, nu poate să-i fie atribuită această stare. Să citim pasajul acesta din câteva versete, 1 Ioan 4, unde apostolul vorbește într-un mod foarte profund despre dragostea lui Dumnezeu și efectele ei asupra ființei noastre. Împrumutul acesta de iubire pe care Dumnezeu ni-l dă. 1 Ioan 4, de la versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea, vă rog, rețineți, la început n-a fost un act bilateral. Stă nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, eram străini, nu-L cunoșteam, și în faptul că El ne-a iubit pe noi. Deci o decizie unilaterală a lui Dumnezeu. Și ea a fost dovedită prin faptul că a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns de săpârșit în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în Dumnezeu, rămâne în dragoste. Și Dumnezeu rămâne în El. Așadar, cu această ocazie, numai bine ne revizuim, ne refacem și relația noastră cu Domnul. Pentru că avem două porunci fundamentale în Scriptură, să iubești pe Dumnezeu, asta după ce înțelegi cum te-a iubit El, și pe aproapele. Și cine poate fi mai aproape decât partenerul de viață? Într-o primă parte, vom prezenta câteva compartimente, definiții ale dragostei, așa cum este ea înțeleasă în lumea aceasta, cum este fragmentată datorită afecțiunii păcatului, și într-o a doua parte vom aborda câteva principii și vom nota câteva aplicații. Ne vom folosi de cuvintele grecești, astea în primul rând pentru că Noul Testament a fost scris în greacă și în al doilea rând pentru că sunt mai expresive decât ceea ce avem noi tradus în mod obișnuit în limba română.
Și noi avem mai multe cuvinte pentru dragoste, dar ele nu diferențiază în mod substanțial. Poți să spui te iubesc sau mi-ești drag, e tot acolo. Pe când în greacă, înțelesurile fiind diferite, putem să facem o analiză mai concretă asupra fenomenului dragoste. Un prim cuvânt, storge, înseamnă o afecțiune pentru cineva sau ceva. De exemplu, îți sunt dragi ai tăi din familie, românii, sau îți sunt dragi animalele din gospodărie, sau poate chiar un lucru fizic care l-ai cumpărat sau pe care l-ai construit. În Romani 1:31 apare acest cuvânt în sens negativ, adică al absenței, sub expresia astargos. Aici zice, pe la jumătatea versetului, între alte cuvinte de fără dragoste firească, adică oameni, cărora le lipsește și dragostea naturală pentru semenii lor și pentru tot ceea ce există în jurul lor. Această dragoste este lăsată de Dumnezeu, așa cum vă spuneam de la început, ca noi să trăim în armonie, în acceptare, în mediul nostru de viață. O a doua expresie, eros, înseamnă dragoste erotică, senzuală, ceea ce ține de poftă. Aici trebuie să separăm ceea ce aparține creației și ceea ce a fost adăugat datorită căderii în păcat. De exemplu, este normal ca omul să simtă sete, poftă de mâncare și atracție pentru un partener de sex opus. Ceea ce este rău în expresia eros, care nu apare în Noul Testament, este limitarea la ceea ce ține doar de împlinirea egoistă. Dumnezeu a gândit prin creație o atracție între bărbat și femeie, o împlinire reciprocă. Și cei doi au fost creați, trup și suflet, pentru a se completa, pentru a se împlini în mod reciproc. Dar diavolul a pervertit această funcție naturală, cum de exemplu a pervertit nevoia de a consuma lichide cu beția sau dorința de a avea un bun l-a afectat prin furt, prin abuzuri, în forță. În ideea aceasta, ceea ce este natural și poate fi împlinit prin viața de familie, citesc tot din Cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 4, unde este evidențiat că acest fenomen trebuie să se exprime în limitele naturale date prin creație doar în interiorul familiei. Cartea Cântării Cântărilor, capitolul 4, de la versetul 10. Ce lipici în desmierdările tale, soro mireasă! Desmierdările tale prețuiesc mai mult decât vinul și miresmele tale sunt mai plăcute decât mirosnele. Miere picură din buzele tale, mireasă, miere și lapte se află sub limba ta și mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului. Ești o grădină închisă, adică în care nu au acces străinii. Soro mireasă, un izvor închis, o fântână pecetluită. O, de-ar da Domnul toate fetele să fie așa când sunt mirese. Asta înseamnă că nu s-au deschis sub pofta eros, ci și-au păstrat starea ermetică pentru a se putea dărui în întregime vieții de familie partenerului. În aceste condiții trecem în Proverbe 5 pentru a sesiza ce are loc după aceea în viața de familie, după ce fântâna se deschide și sentimentele și emoțiile în limitele naturale își au locul. Proverbe 5 de la versetul 15. Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să se verse izvoarele afară? Să scurgă râul în piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fiind bătat tot timpul de drăgălășiile ei, fiind drăgostit necurmat de dragostea ei. Deci după cum trupul fizic
simte o permanentă nevoie de sete și fără consumul apei, de exemplu, n-am putea exista, la fel, am fost creați cu această necesitate, potrivit darului nostru de familiști, pentru a fi estompată și împlinită la nivelul familiei și în limitele ei. Și apoi versetul 20 întreabă retoric, și pentru ce fiule ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișat sânul unei necunoscute? Nu mai este necesar. O a treia expresie și definire a dragostei o avem în cuvântul fileo, ceea ce înseamnă dragostea prietenească, care se manifestă în diverse relații, cum ar fi în planul adunării, al colegialității, însă trebuie să se manifeste și la nivel de familie. Cei doi sus trebuie să fie cei mai buni prieteni. Însă uneori se observă că sunt mai evidente prietenii ale unor nefamiliști sau chiar a familiștilor în afara vieții de familie. Ba chiar unii se întreabă, parcă în necunoștință de cauză, de ce, de exemplu, nu m-am certat cu un prieten din adunare sau cu o colegă sau fostă colegă? Fiindcă prietenia voastră în afara familiei n-a comportat multe probleme. Cu un prieten vorbești frumos din când în când, poate te mai ajuți în mod reciproc, pe când în familie se consumă toate nevoile, aici apar toate problemele. Dacă tot atâtea probleme ar fi apărut în relație cu prietenul tău, nu știu dacă ar mai fi rezistat prietenia. În familie împarți fiecare bănuț, fiecare metru cub de aer îl consumi împreună. De aceea să înțelegem că dragostea, fileu, ar trebui la nivel de familie să se împletească cu ceea ce vom aminti în continuare, cu dragostea agape, pentru ca prietenia să cunoască cel mai înalt nivel de relaționare. În Noul Testament, de exemplu, în Ioan capitolul 5 apare expresia aceasta, când Domnul Iisus vorbește despre relația sa cu Tatăl, în ideea că ei lucrează împreună. Viața de familie este efectiv o conlucrare pe diverse planuri. Ioan 5:19, Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine, el nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și fiul întocmai, căci Tatăl iubește pe fiul. E dragostea fileo, din care rezultă că îi arată tot ce face și îi va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. O prietenie care rezistă, despre care citim și în cartea Proverbele, capitolul 17, două proverbe bogate în învățătură, versetul 9 și 17. Cine acoperă o greșeală caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Și dacă cei doi se ceartă, prietenia lor se rupe. În 17 este scris, prietenul adevărat iubește oricând, deci indiferent de problemele care apar. Și în nenorocire ajunge ca un frate. Deci iată cum se împletește relația de prietenie, de asociere cu cea de familie. Cel de-al treilea, al patrulea, de fapt, termen legat de dragoste este agape, dragostea care are la bază prețuirea celuilalt. Este termenul întâlnit cel mai frecvent dintre cele amintite până aici, în Noul Testament, de peste 320 de ori. Pentru că are o aplicabilitate foarte extinsă. Avea iubire în familie, iubirea frățească, dragostea de oameni, dragostea față de Dumnezeu, dar în familie trebuie să acționeze în asociere cu celelalte forme de manifestare ale dragostei,
Să fie bucurie, dar și iertare. Să fie împlinire, dar și sacrificiu. În ideea aceasta citesc din Efeseni capitolul 5, unde apare expresia aceasta, mai întâi în versetul 2, un sfat general, dar cu aplicabilitate și în familie. Trăiți în dragoste. După cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dacă e valabil în biserică, atunci în familie e cu atât mai valabil. Și concret scrie de la versetul 25, adresându-se bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Deci nu cu interes, ci cu dăruire. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor, cine își iubește nevastă se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, pentru că noi suntem mădularele trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Iar pentru soții scrie tot același apostol în Tit capitolul 2, versetul 4, să-și iubească bărbații și copiii. E la fel de natural, la fel de dumnezeiește. Dragii mei, acum aș vrea să vă gândiți, cei care sunteți căsătoriți, care din aceste forme ale dragostei ne dau ghes în viața de toate zilele? Suntem mânați uneori de instincte senzuale și ne gândim la împlinirea noastră? Sau uneori trăim într-un parteneriat cu nevasta și cerem ca fiecare să-și facă datoria în toate privințele? Ori am învățat să iubim cu adevărat în favoarea celuilalt? Mi-am amintit de întâmplarea aceea în care un stăpân a dat într-o zi un concurs la două slugi ca să le învețe o lecție. Fiecare călărind pe un cal, iar calul căruia ajunge ultimul la o țintă să primească premiul. Trăgeau de timp. Fiecare zicea către celălalt, gonește tu. Să rămână el cu calul la urmă să ia premiul. Până la urmă a intervenit cineva și i-a întrebat de ce această tergiversare. Ei au spus care sunt regulile concursului, niciunul avea interes să se grăbească. I-a învățat să facă ceva. Au făcut. În urmă au pornit în mare viteză spre țintă. Ce le-a spus să facă? Să schimbe cai. Și de acum fiecare avea interes să rămână calul lui la urmă și să ia premiu, pentru că el cărea pe calul celuilalt. Cred că în viața de familie, dragostea agape ne învață să schimbăm caii, să schimbăm interesele, să privești pe celălalt acționând în favoarea lui, pentru că doar așa îți vei împlini menirea și vei fi premiat, răsplătit de Domnul. Doamne, ajută-ne! Tot cu ani în urmă am auzit, fiind transmisă de către un misionar, următoarea întâmplare. Undeva într-o altă parte a globului, unde, așa ca în Israel, altă dată, părinții decideau cu cine se căsătoresc la vremea potrivită copiilor. Și la momentul dezvăluirii acestei taine, băiatul a constatat cu dispreț că nu a avut parte de o soție frumoasă și pe care să o admire. Însă regulile locului erau foarte puternice, așa că el a trebuit să o aducă în casa părinților săi, dar el a stat mai mult timp plecat. Nu voia să știe de ea, nu ieșa cu ea în public, o disprețuia. A avut însă un copil cu ea, o fetiță, anii au trecut, el se comporta la fel
Și după 13 sau 14 ani de căsătorie, într-un accident sau în urma unei boli, nu mai știu exact, și-a pierdut vederea la un ochi, s-a dus la spital, era necesar un transplant de cornee, i s-a spus că dacă se va găsi donatorul sau dacă el aduce pe cineva și plătește taxa, operația va avea loc. O vreme a așteptat, a fost anunțat, s-a găsit donatorul și soția lui i-a zis, am adunat eu bani în vremea cât ai fost plecat. Eu aș vrea să am un soț care vede bine. Însă în mod firesc chiar ar fi trebuit să spună și așa nu m-am văzut bine. Acum îl orbește Dumnezeu. Operația a reușit, ea a cerut să meargă să-l viziteze prin fetița lor, el a refuzat. Și când a venit acasă, într-o zi, în timp ce el era refăcut, fetița lor, acum mare, a zis, tati, tu știi ceva? Uită-te la mami. Ea era donatoarea corneii, care acum era la ochiul lui. Inima lui de piatră s-a frânt, a îmbrățișat-o și spunea acel misionar că femeia aceea avea un nume care însemna o floare de aur. Și el a zis, cu adevărat cine ți-a pus numele ăsta a știut ce zice. Ești o floare de aur, a îmbrățișat-o și în urmă au rămas o familie care să se iubească în mod reciproc. Însă așa cum spune Petru, uneori se poate ajunge la această stare doar prin investiția unei dragoste slujitoare. Bănuiesc că n-are nimeni o situație atât de neplăcută, poate suntem solicitați la eforturi mai mici, să ne ajute Domnul să le facem din dragoste, amin? Iată și câteva principii și aplicații. Așa cum spuneam, pe fondul căderii în păcat, trăim într-o lume afectată de diavolul. El este cel ce urăște. Asta înseamnă că dragostea suferă. Însă ea nu poate fi eliminată în mod desăvârșit pentru că aparține naturii umane. Pe acest fond asistăm la manifestări false ale dragostei. De exemplu, avem dragoste din cauză. Adică, eu te iubesc din cauză sau pentru că ești frumoasă. Pentru că ai școală, pentru că este bogat, pentru poziție. Sau dragostea în parteneriat. Dau și primesc. Uneori fenomenul acesta se înțelege mai ușor când e vorba de recăsătoriri la oameni mai în vârstă. Zice câte unul, auzi, n-are cine să-mi facă mâncare, să mă spele, dar eu am pensie bună. Adică eu dau banii, ea aduce servicii și conviețuim. Dragostea falsă, bazată pe ce are cineva sau pe ceea ce poate să dea, a făcut ca, în mod special în Occident, mai mult de jumătate din familie să se destrame în primii ani după nuntă. Drept dovadă că dragostea, dacă nu este întreagă, nu-și poate îndeplini slujba. Sunt senzații de moment, ca și plăcerile de o clipă ale păcatului, avantaje care adesea se vor schimbate cu alte avantaje. Și despre astfel de dragoste spunea Domnul Hristos în Luca capitolul 6, când a vorbit în predica de pe munte, citesc de la versetul 32 la 34. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei? Deci și lumea păcătoasă are relații de iubire, dar așa, contra cost, în funcție de ce rezultă. Dacă faceți bine celor ce o fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelor de care îndrăzduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Și aceste fenomene de comercializare a bunurilor și serviciilor adesea se manifestă în îmbinare cu fenomenul
căsătoriei. Dragii mei, ceea ce spun de acum vă rog să rețineți și revin la titlu. Dragostea, în primul rând, este o natură. Asta înseamnă că dragostea necesară vieții de familist, iubirea aceea legământ, este de natură divină și se dobândește prin naștere din nou. Apoi, ea este urmată de creșterea spirituală și de dezvoltarea spre desăvârșire. Și de aceea, Biblia interzice căsătoria între un credincios și un necredincios, că cel necredincios nu are dragoste de natură divină. În cel mai bun caz, oricât ar fi de binevoitor, el nu poate să aibă decât dragostea aceea naturală. Însă noi în viața de familie, datorită problemelor care apar, luptelor de origine demonică, viețuiri în această lume afectată de păcat, avem nevoie pentru a rezista ca familiști de dragostea ce vine de la Dumnezeu. Iată ce spune Scriptura în Roman 5, citesc versetul 5. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și întreb, există și vreo altă posibilitate ca omul să aibă dragoste adevărată? Galateni 5:22, roada Duhului dimpotrivă este dragoste. În lista faptelor firii nu găsiți nimic legat de slujire, doar de parteneriat, de acolo certurile de partide, neînțelegerile. Eu am dat atât, tu n-ai dat atât. De aceea este foarte important să nu se pornească într-o relație de prietenie, despre asta vom vorbi în lecția următoare, până când nu a avut loc nașterea din nou. Să se insiste pe dezvoltarea și creșterea spirituală, pentru că asta aduce energiile necesare manifestării dragostei în viața de familie. Altfel nu se poate. Domnul să binecuvânteze toate familiile cu dragoste de la Duhul Sfânt. Adică oamenii duhovnicești au cea mai mare putere de a iubi. În al doilea rând, spuneam că dragostea este o decizie. Dragostea sau iubirea conjugală este o decizie de dăruire a întregii ființe, cu întreg patrimoniu unui partener pe care l-ai ales sau pe care l-ai acceptat. Și asta într-un mod irevocabil pentru totdeauna. Dragostea asta ce vine la Dumnezeu este în stare să se dăruiască pe sine, deci așa am citit din Efeseni 5:2, să ne iubim cum ne-a iubit Dumnezeu, cum a dat, cum l-a dat, total. Pentru cât timp ne l-a dat? Pentru totdeauna. Un mântuitor desăvârșit care ne-a iubit, ne iubește și se luptă pentru mântuirea noastră și va fi același în relație cu noi pentru toată eternitatea. Despre asta vă citesc în Cartea Cântarea Cântărilor și apoi și din Noul Testament. De aceea este foarte important ca cei ce se căsătoresc să fie maturi spiritual, pentru că atunci când iau decizia iubirii, să înțeleagă ce fac. În această idee, în Biserica Catolică, de exemplu, aici s-a păstrat adevărul. Doctrina lor afirmă că nici papa, socotit ca înlocuitor al lui Hristos pe pământ de către ei, nu poate să pronunțe dezlegarea unei relații de familie, un divorț. Doar în condiția în care se dovedește că cei doi au fost siliți, dacă eventual este o relație incestuală, deci în cadrul familiei, ceea ce nu-i permis, sau că nu au avut capacitatea intelectuală și discernământul în momentul deciziei. Dar dacă au decis, nimeni nu mai poate să desfacă. Iată ce citim din Cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 7. Vă jur, fiice Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Deci iată cum apare ca și un act de
proveniență externă, care întâlnește ceva ce sălășluiește în noi și prin unire declanșează ceea ce citim din capitolul 8, versetele 6 și 7. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia e neînduplecată ca locuința morților. Jarul este un jar de foc, o flacără a Domnului. Un fenomen irezistibil, apele cele mari nu pot să stingă dragostea, râurile n-ar putea să o nece, de-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. De ce? Pentru că este un fenomen în fața căruia nu se poate rezista. Dacă este, așa cum vă spuneam, realizat prin puterea divină, ce întâlnește în cale natura omului creată pentru așa ceva, la vremea potrivită, fără să fie stârnită dragoste, ceea ce se încearcă în societatea noastră prin provocări. În Noul Testament, drept dovadă a ceea ce înseamnă să te dăruiești cu tot ce ai, vă citesc un exemplu în afara vieții de familie, dar foarte potrivit, 2 Corinteni, capitolul 8. Aici este scris despre credincioșii din Macedonia, care erau săraci. Dar spune Scriptura aici, în versetul 2, că au dat naștere la un belșug de dărnicie. Cum se poate? Săraci să nască belșug. Să fie o lucrare peste puterea lor. Explicația. Versetul 5. Au făcut aceasta pentru că s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Dacă în familie te-ai dat mai întâi Domnului, asta e necesar în perioada dinainte căsătoriei, apoi partenerului de viață, ești în stare prin fenomenul dragostei la lucruri peste puteri. Și chiar când nu este, dragostea naște. Ea realizează tot ceea ce e necesar. Dar ca să fie o lucrare întreagă, adică să dăm și să primim, asta înseamnă că cei doi trebuie să se deschidă în mod reciproc, să fie o acceptare și o deschidere a bărbatului și femeii. În ideea aceasta citesc din Coloseni 3, unde dragostea este numită ca și o legătură a desăvârșirii. În frățietate ea are anumiți parametri, în viața de familie are alte conotații, dar mai presus de toate acestea, adică după ce faci și îmbunătățiri la caracter, cum scrie în versetele anterioare, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii, adică o relație desăvârșită generează dragoste. Mă întorc iar la Cântarea Cântărilor, unde dialogul celor doi este întrerupt de intervenția povestitorului. 5 cu 1, partea a doua, prin asta înțelegem un îndemn de la Dumnezeu pentru cei doi, pentru familiști. În perspectiva ceea ce vorbim, mâncați prieteni, beți și îmbătați-vă de dragoste. Ceea ce contopește pe cei doi, asta în condițiile unei dragoste fileo și agape, care lasă și ceea ce este natural și de ordin fizic la locul potrivit. Acum ceva ce aș vrea să nu uităm, nici în momentele critice. Dragostea nu e doar ceea ce simți. Aici este diferența de fond între ceea ce înțelege lumea prin dragoste și ceea ce se înțelege prin Scriptură. Oamenii cred că dragostea e ceva ce simți, o atracție naturală. Dragostea agape înseamnă acțiune și asta trebuie să se manifeste mai întâi prin cuvinte. Vedeți, oamenii când se iubesc își declară asta și n-ar putea să nu o declare.
Dar de fapt toată viața trebuie să fie o poveste adevărată de dragoste. Câtă vreme vom avea grijă de cuvintele noastre să fie alese, dragostea are șanse să rămână în perimetrul casei noastre. Prin cuvinte se spulberă dragostea. Am întâlnit adesea parteneri care au spus, m-a jignit, vorba aceea m-a amărât. Și apoi sunt acțiunile de ordin practic. De aceea, Apostolul Pavel spunea în Coloseni, capitolul 3, versetul 17, ordinea în care trebuie să ne manifestăm atenția și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, întâi cu cuvântul. Dacă suntem atenți la cuvinte, asta înseamnă că, așa cum zicea înțeleptul în cartea Proverbele, zice cu 12, ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Certurile se derulează prin cuvinte. Când avem grijă ce cuvinte rostim, dragostea rămâne la ea acasă, adică la noi. Apoi, dragostea înseamnă acțiune, adică ceea ce faci, de la gesturi simple, priviri, atingeri, la fapte mari. Și toate astea, uneori chiar peste puteri, dragostea este în stare. Citeam despre o anumită specie de pinguin din Antarctica. Știți că acolo nu sunt prea multe de adunat sau de arătat. Masculul din specia aceea caută cea mai netedă piatră și cu gesturi speciale vine și o pune la picioarele iubitei sale. Știți că pinguinii sunt foarte fideli vieții de familie. Ei nu divorțează. Da, ei țin foarte mult. Perechile de pinguini sunt foarte atașați. Să ne dea Domnul pricepere și ajutor, o porție bună de dragoste. Dragostea se poate jertfi pe sine, oferind celuilalt mult. Mi-am amintit și despre o situație într-o familie cu mai mulți copii. Lângă ei locuia o altă familie care n-avea copii și a vrut să înfieze pe unul dintre ei. Au venit mai des, dar într-o seară s-au manifestat direct și ceilalți copii au bănuit despre ce e vorba. S-au adunat toți în jurul părinților și a frățiorului care ar fi trebuit să plece. Și unul dintre ei a zis, tată și mamă, eu știu de ce vrei să-l dați. Ba chiar ne-a spus-o că acolo trăiește mai bine și care de toate. De astăzi eu mănânc numai felul întâi, felul doi. Îl dau la fratele meu, numai să rămână cu mine. A venit altul și a zis, de astăzi eu port numai pantofii lui vechi, ai mei rămân pentru el. Și urgent l-au îmbrăcat, l-au hrănit și i-au dat cel mai bun pat. Ba când au început și să mai plângă, s-a renunțat la tranzacție. Din ce a fost izvorât afacerea asta? Era în pierderea tuturor și chiar în pierderea celui în cauză. Am citit din Cărtarea Cântărilor, de-ar da omul toate averile, n-ar avea decât dispreț. Pentru că dragostea oferă mai mult decât poate oferi orice altă lucrare. Încă un aspect important, iubirea familială este o relație care începe cu încântarea. Asta, în mod special, este perioada premaritală. Perioada în care cei doi, datorită acțiunii hormonilor și viselor, nici nu-și închipuie că vor avea probleme. Exemplul acesta mi este proaspăt în minte. Știți că la noi în biserică sunt frecvent nunți. Aproape cu toți mirii care vorbesc, mă ascultă din respect și dau din mână, cu noi nu vor fi probleme. Slavă Domnului! Încântarea în dragoste nu lasă să fie zărite niciun fel de probleme.
După nuntă, la câteva săptămâni sau luni, apare o a doua etapă în relația dragostei, ceea ce ar putea fi numită revenirea la realitate. Apar probleme, nevoi, lipsuri. În etapa și perioada aceasta apar întrebările și trebuie rezolvate problemele. Aici este necesară dragostea agape să fie la ea acasă. Dacă nu este, foarte multe familii se deșiră, chiar dacă nu există un divorț fizic, este unul emoțional, sunt rupți. Apar deja resentimentele, se secretizează cele două compartimente, două planuri, două ideologii, uneori se revine pe vechea poziție și se reatașează de părinți. Cred că aici este falimentul acelor care spun ori te căsătorești, ori nu te căsătorești după 5 ani, îți pare rău. Adică oameni care la revenire la realitate nu se află pe o poziție bună. Și există o a treia etapă, cea a maturizării dragostei prin slujire și împliniri responsabile. Există și bucuria aceea, emoția, dar apoi este împlinirea responsabilă prin nașterea și creșterea copiilor, prin slujire, prin realizările vieții, în așa fel încât dragostea să se evidențieze în toată structura și expansiunea ei. Aici trebuie să fim foarte atenți ca emoția iubirii să se maturizeze prin angajamentul nostru volitiv, adică am decis să iubesc, voi avea putere și resurse din Dumnezeu și relația mea se va desăvârși prin muncă, prin îndatorirea de a iubi cu orice preț. Asta înseamnă, reține sintagma, a iubi numai din iubire. A iubi numai din iubire. Ceea ce nu mai necesită alte motivații. Spunea Domnul prin profetul Isaia 54:10, dragostea mea nu se va muta de la tine, legământul meu cu tine va fi statornic. Sau, o referință nouă testamentală, Romani capitolul 8, versetele 38 și 39, că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, deci ia toate extremele în calcul, toate posibilitățile. Nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Dar dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în noi, pe noi cine în stare să ne despartă? Absența dragostei. Atât. Vă rog, rețineți, când se rupe o familie, nu problemele o rup, absența acestei legături desăvârșite face ca să se piardă ceea ce este esențial și să nu mai reziste. Citeam din cartea Căsătorie fără regrete despre experiența unei familii, au trăit frumos, plăcut împreună până în jurul vârstei de 60 de ani. Când soția din acea familie s-a îmbolnăvit de arterioscleroză cerebrală, ceea ce a făcut-o ca treptat să-și piardă mintea. Și timp de 15 ani, soțul a manifestat dragoste față de o soție inconștientă. Timp de 5 ani a întreținut-o acasă, ieșea cu ea în public, ea făcea gesturi necontrolate, orice îi dădeai, ea nu înțelegea, precum un copil, ba poate mai rău. Apoi timp de 10 ani a fost îngrijită la un azil, o vizita zilnic și zilnic o scotea la plimbare. Niciodată nu i-a mulțumit și nici nu se mai aștepta de la vârsta asta că ea să-și mai revină. Și autorul zice, exemplul îl cunosc prea bine, e cazul părinților autorului. Să ne păzească Domnul de astfel de experiențe grele,
ci să ne ajute ca în stările noastre specifice să putem dovedi dragostea. Amin? Așadar, nu uitați, dragostea este o natură, este un mod de viață a omului născut din Dumnezeu. Dragostea este o decizie. Puteai să nu te căsătorești, ai decis, decizia rămâne. Și în al treilea rând, dragostea este o relație care trece prin aceste anotimpuri și se desăvârșește în timp. Notez în încheiere, căsătoria prin fenomenul dragostei eliberează omul de solitudine, de singurătate și, ce e mai important, de egocentrism. Păcătosul egoist. Și dragostea îl golește de egoism. Îl face să iubească pe aproapele lui, pentru că dragostea este opusul naturii păcătoase. În mod normal, viața de familie ajută desăvârșirea noastră. Să fim asemănători cu Dumnezeu. Este acea dragoste pe care cânta David la moartea lui Ionatan, mai presus de dragostea femeiască. În 1 Ioan 2,10, apostolul numit al iubirii, zicea: cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Deci iubirea în manifestarea ei extermină păcatul și nici nu provoacă la păcat, dimpotrivă, este o favoare pentru toți cei din jur. Iată de ce spuneam la un moment dat în lecțiile anterioare, familia și biserica au același scop de săvârșirea sfinților. Noi avem aceeași țintă, ceea ce face să avem adesea și aceleași metode între care primează fenomenul dragostei. În al doilea rând, spun asta în încheiere, dragostea formează în familie un singur trup, adică un singur organism spiritual. Dumnezeu a unit, Dumnezeu este Duh, Marcu 10:9. Deci cei doi sunt una în Duh. Apoi, un singur trup, adică un singur organism sufletesc, știți că nu era bine ca omul să fie singur. Noi avem nevoie în plan sufletesc de cineva aproape. Și apoi se realizează un singur trup fizic prin completarea procreativă. Că doar unirea fizică face ca să se nască noi ființe. Întrebarea este, dragostea a realizat în noi această unire tridimensională? Dacă la nivel de biserică trebuie să fim un cuget, o simțire, dar în familie, unde rămâne loc pentru spații extra și închise? Dacă noi avem nevoie să ne iubim cu căldură, unde poate fi mai multă căldură sufletească decât în familie? Iar tangențele de ordin fizic și administrarea în comun a celor materiale fac ca această unitate să fie în toate punctele de vedere, de la spiritual până la material, întreagă. Domnul să ajute toți familiștii și totodată pe cei care, în perspectivă, până la venirea Domnului, va fi darul să dat, vor avea darul să se căsătorească, să poată gusta, să poată ajunge la ceea ce a împărțit Dumnezeu în dragostea sa, dragoste generală și dragoste specială pentru familie. Amin.